Neața! Am văzut că v-a plăcut primul mega unboxing pe care l-am făcut acum vreo săptămână, două, trei, nici nu mai știu exact, oricum știți voi în cazul în care l-ați văzut. Important este că am văzut că v-a plăcut foarte mult și s-au adunat alte pachete. E timpul să facem cel de-al doilea mega, mega unboxing. Sunt niște chestii aici pe care le aștept de la Corsair pentru că facem un mic spoil, așa, în paranteză. Workstation-ul meu principal, Workstation 1, să zic așa, ăla de 30.000 de ron, o să fină upgradat la water cooling. Ăsta primul de la Urgent Cargus, care văd că are și AVB-ul pe el. București. Ăsta este de la Logitech. Cred că știu ce e aici. Logitech G935, căștile mele wireless pentru setup-ul Logitech de acolo, care acum pot să spun că este 100% complet. Sunt niște căști pe care le aștept, credeți-mă, de când am făcut PC-ul cu PC-ul pe perete pentru Cabral. De atunci aștept aceste căști și în sfârșit au ajuns. Sunt superbe. RGB, pentru că da, veți vedea în turul camerei. Am vreo câteva de astea așezate așa frumușel. Nu modelul ăsta, căști, mă refer, wireless. Dar astea veți vedea în turul camerei. Trecem la următorul. Așa, hai să vedem în ce e ăsta alb. Ăsta alb este pentru Vancu Daniel, Timișoara, așa, așa. De la Cristian, strada. A, ăsta este de pe OLX. Mamă, dar ce l-a umplut omul de... Mamă! Aici sunt niște chestii foarte, foarte tari pe care le-am luat de pe OLX și sunt pentru următorul episod din seria Gadgeturi Super sub un anumit preț. Dar nu vreau încă să vă spun despre ce este vorba și mai trebuie să vină încă ceva, dar nu a ajuns, așa că după cum am spus... Era cât pe aici să moară. Bun, hai să trecem. Hai să trecem la următorul colet. Îl luăm pe ăsta micuț de aici pentru că e sus. Sunt o pereche de căști de earbuds de la Trania. Știți că făcusem la un moment dat review. Cred că nici nu mai știu sigur la câte fac, nu le mai țin minte, credeți-mă. Deci cred că au fost incluse în clipul ăla cu căștile, cu mai multe perechi de căști, dar asta este versiunea upgrade de la Alia. Deci este o versiune mai bună un piculeț. Arată super, super tare. Trebuie să vină mai multe perechi de căști, după care o să le punem toate una lângă alta și o să discutăm despre ele, care e mai bună, care e plusuri, minusuri, etc, etc. Deci astea sunt căștile. Next! Discutăm despre cutiuța asta mare de la Corsair. Așa că haideți să vedeți despre ce este vorba dinainte să ne apucăm de toată treaba. La fel ca și în primul mega unboxing, spuneam că despre unele n-aș vrea să vorbesc înainte să fac videoul pentru care sunt de fapt gadgeturile și na, respectiv ce este în pachete, dar creează hype și văd că voi apreciați treaba asta și că vă place, așa că de ce să nu discutăm un piculeț despre ele dinainte să le folosim. Uitați-vă și voi la cutia asta, este plină cu Corsair goodness. Oh-ho-ho-ho-ho! Ai grijă. Pentru cei care știu despre ce vorbesc, Corsair Hydro GPU Waterblock, se numește XG7, este RGB și am două. Să vedeți ce calumea va ieși toată situația și toată treaba. Chestia este că... Nu. Vedeți, o să vedeți în clipul dedicat pentru treaba asta, acum doar vedem despre ce vorba. Nu vă povestesc nimic altceva. Radiator. Încă un radiator, pentru că de ce nu? Fittings. Două Corsair LL fans. Cred că mai am vreo 10 pe undeva prin spate, prin storage room. Dar nu contează că trebuie multe și trebuie și pentru alte build-uri, nicio problemă. Și ultima chestie din cutia asta. XD5. Pompa. RGB. Oh my god, cum va ieși build-ul ăsta? Dar, again, nu mai spun nimic pentru că vom vedea în... videoul care va veni legat de acest subiect. Următoarea chestie nu se poate numi unboxing pentru că este un clește desertizat pentru mufele RG45, pentru rețea, bineînțeles, pe care mi l-am cumpărat pentru clipul care va veni legat de rețea. Am nevoie neapărat de unul de ăsta bun așa, așa că am luat ce-am găsit mai bun și un kit care mai conține unul un pic mai
de buget, să spun așa, tot un clash insertizat și un aparat prin care poți testa efectiv cablurile, dacă sunt legate cum trebuie, dacă sunt mufate de fapt cum trebuie. Un clash de tăiat, un tool care te ajută să mufezi și așa mai departe. Deci în principiu cam astea sunt, nu e mare unboxing legat de ele, dar și astea au venit acum, așa că le-am inclus aici în video. Next! Oare ce-o fi aici? ROG Branding Light Box. Ah, știu ce e aici. Știu ce e aici. Asta este o lampă de la Republic of Gamers de design, o ediție foarte, foarte, foarte limitată, mai limitată decât limita, pe care o să o modificăm, o să o modăm așa în stil a la Chipflix TV, pentru că de ce să nu, dacă tot a venit, va trebui să fie un pic mai faină decât e în momentul de față. Arată super, super tare. O să o facem și mai, și mai super mega tare. O să vină un video dedicat pentru chestia asta. Și pe asta o aștept de când am văzut-o prima dată, de ceva luni în urmă. Cam așa funcționează treaba, toate vin greu. Și atunci până ajung să le filmez, să le editez și așa mai departe, să le vedeți voi. Practic, ideea a fost din spate cu luni de zile până clipul a ajuns la voi. Nu la toate, la clipurile mai importante, evident. La review-uri, în cazul review-urilor, e un pic mai diferită treaba. Și mai văd aici încă un pachet îmbrăcat în hârtie albă. Ăsta nu este de pe OLX. Are logo-ul de la Logitech pe el. Și mă întreb oare ce-o fi. Nu știu ce e aici. Deci, n-am nici cea mai vagă idee. O cutie complet neagră. What? Mi-au trimis băieții de la Logitech papuci? Sunt cam micuți un pic. Logitech G502, varianta SE. Este G502-ul cu highlight-uri albe. Nu e wireless, dar nicio problemă. Pentru că îl băgăm altundeva. Dacă nu vine în setup-ul meu, ia uitați-vă și voi cum arată. Oh my god. Deci Logitech G502 Hero este la fel ca și celelalte versiuni de G502, doar că are highlight-ul ăsta de alb care îl face diferit. Mamă! Next! Hai să vedem ce este în ăsta. Ăsta a venit van cu Daniel, stradă așa. Ah, e tot la Corsair! Este tot de la Corsair! Ah, chiar aveam nevoie de chestia asta. Chiar aveam. Oh, no. Rami, 64 de giga, 8 plăcuțe, ca să populăm toată placa aia pe X299, toată placa aia de bază, toate sloturile pentru RAM, cu RAM de la Corsair, pentru că mai multe o să vedeți în video legat de PC-ul ăla. Ah, 3200 de MHz, 64 de giga de Vengeance Pro RGB. Woo! Asta este pentru umplut custom loop-ul de lichid în PC și mai avem o cutiuță fittings, tot de la Corsair. Și acum, ca să nu-mi cadă în cap, o să-l luăm pe ăsta mare. Nici nu știu cum să-l desfac pe ăsta, din ce parte să-l desfac. Încă două cutiuțe de fittinguri, încă o cutiuță de deci trei cutiuțe de fittinguri. Aici nu se vede pentru că e acoperit, dar clar este un lichid purple. Ah, au și știut ei ce vreau direct. Nici nu are rost să mai discutăm. Țevile pentru lupul de water cooling. Nu mai avem nimic oare. Știu ce este aici. Sunt niște scule pe care mi le-am comandat pentru că am nevoie de ele și chiar dacă nu sunt mare Bosch, eu am avut o autofiletantă de asta, probabil ați văzut-o prin videourile mele până acum, de 18V de la Panzer. A mers foarte bine timp de un an până am scăpat-o în mandrină. Bam! Și s-a spart aici ceva înăuntru și da. Și mi-a rămas bateria de la ea și încărcătorul. Așa că mi-am comandat una nouă și acum am două baterii și două încărcătoare. Mi este de ajuns, motivul pentru care nu am luat Bosch, pentru că în primul rând sunt mai scumpe și nu cred că se justifică la cât de mult lucrez eu cu ele pentru câteva găuri pe care le dau și un pic cât am de lucru la un mod
de PC sau știu eu, pe un Bosch sau pe o Makita. Probabil când se strică astea, cine știe. Dar până atunci, și mi-am luat o mașină de asta de sanduit, nu știu exact cum se spun, se numește șlefuitor cu vibrații. Da. Nu râde, așa se numește, scrie șlefuitor cu vibrații. Este tot la Panzer, pentru că dacă o am asta, de ce să nu iau și pe aia? A fost 106 sau 110 lei, nici nu mai știu. Dacă aș fi luat una de la Bosch, era 400-500 de lei și făcea același lucru. Again, sunt foarte bune, dar pentru mine, care nu lucrez atât de mult cu ele, acolo practic ar face diferența Bosch-ul sau Makita sau astea, mie mi-ajung. Dacă se strică, pot să-mi iau alta oricând, așa că nicio problemă. Și rezerve pentru șlefuitorul cu vibrații. Așa, și mai am ceva mic de la Cargus aici, care iară nu știu despre ce. E o cutie, să am grijă să nu o tai, că am mai pățit de astea. SanDisk Extreme Portable SSD. Știu despre ce este vorba, o să vorbim despre chestia asta pentru că merită. E ceva foarte, foarte nou. Și penultima cutie, care este tot de la DHL. În cazul în care mă întrebați de ce pronunț așa, pentru simplu fapt că am lucrat 4 ani în Germania cu ei și așa mi-a intrat în instinct să le spun. Deci DHL. A, este tot la Corsair și mai avem multe de astea de pușcat. Mai avem aici ceva. Yes! Este CPU waterblock-ul XC9-le din kitul Hydro de la băieții de la Corsair. Deci atât de entuziasmat sunt să fac videoul ăsta. Hu-hu! Mai un pic, noi o să-l filmăm astăzi sâmbătă, noi mâine o să filmăm clipul legat de chestia asta. Probabil o să fie terminat de editat undeva pe luni, marți, miercuri maxim. Deci click pe notificare aia acolo pentru că acest clip va fi ceva frumos. Am rămas cu monstru din Loch Ness. Este vorba despre un pachet de la Deepcool, din câte văd eu brandingul de pe cutie. Săracul a trecut prin ceva în viața lui, a fost frecat pe unde a fost frecat el, dar haideți să vedem cum îl desfacem, pentru că este mare, 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 mare. Cred că am început să-l desfac exact din partea de spate, exact de unde nu trebuia, de la fund. Altă cutie, da, deci o cutie în altă cutie, hai să-i dăm așa. Una mai... este goală. Deci asta cu siguranță e goală, că nu se aude nimic. Ar fi ceva să fie cu ceva. E și ușoară, deci nu, e goală, sigur. Nu e goală. Serios? Deci asta a fost pusă practic pentru protecție și nimic mai mult. GameStorm MacCube 310. Este o nouă carcasă de la Deepcool. Voi ați văzut că eu lucrez foarte mult cu ei, pentru că au o grămadă de chestii faine și... în carcasa asta va trebui să facem un build, pentru că e super tare. Dacă nu o știți, o aveți în descriere. O să o scoatem în momentul în care o să facem videoul legat despre ea. Dar mai avem o cutie. Mai avem o cutie aici, chestie. Kessel 360, versiunea albă. Am și versiunea neagră. Asta e versiunea albă. Merge foarte bine într-un build cu alb. Fac niște culere super, super bune, după cum ați văzut și voi, și sunt foarte, foarte accesibile la prețuri vere. Și sursa lor full modulară DQ750M. Pe asta o să o folosim cu siguranță în următorul build dedicat pe care o să-l facem, adică build de la zero, să spun așa, pe care o să-l facem pe canal. Și cam asta conclude tot din unboxing-ul ăsta. Asta a fost treaba, așa că, după cum ziceam, dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu acolo, să vedem dacă mai continuăm seria, pentru că, personal, mi se pare foarte interesantă. Mi se pare foarte fun, foarte distractivă de făcut. Iar în momentul în care fac ceva ce îmi place mie, evident, se transmite mult mai bine pe cameră și vedeți și voi chestia asta. Așa că, după cum spuneam, apăsați acolo un mare clopoțel, pentru că vine nebunia aia de water cooling. Adică liquid cooling, pentru că nu e chiar water cooling. Dar e un termen popular, practic adaptat așa, și dacă odată ce ți intră în cap e cam greu să le scoți și să te autocorectezi. Mai am eu mai multe la care trebuie să lucrez legate de acest subiect. Gata! Pa, pa!